În seara zilei de 19 martie, Direcția de Sănătate Publică a județului Călăraș a fost notificată că un caz confirmat cu COVID-19 pe raza județului Ialomița a fost în vizită la rudele din Călăraș în data de 15 martie. Echipa DSP a județului Călăraș s-a deplasat în teren în localitatea Înfrățirea, stabilind contacții direcți care au fost izolați la domiciliu și li s-au recoltat probe pentru a se stabili dacă există sau nu persoane infectate. Menționăm că toate persoanele identificate sunt asimptomatice la data prezentă și au o stare bună de sănătate.